Tot ce s-a întâmplat în ultimii ani ne doare la buzunar, iar experții avertizează că va fi chiar mai rău. Cele mai cumpărate produse alimentare s-au scumpit în ultimul an. Pâinea, carnea, uleiul, ouăle, zahărul sau chiar băuturile alcoolice ne costă mai mult. Astfel, lista de cumpărături a românilor este din ce în ce mai scurtă. Populația României a început să fie mai chibzuită în ceea ce privește coșul de cumpărături. Aceștia își aleg din rafturi doar strictul necesar. La ulei trebuie să renunț, la carne gata, salutis. Carne și mâncime, dacă e un kil, două, restul nu mai e. Scumpe, scumpe grozav de tot. Și dacă e un om, vă zic, pace, mă uite, un leu ou. Dacă mi-s flământ odată, mânc cinci odată. Nu, e scump, rău, să știi, stale, scump, scump, scump. Și bani nu sunt. Am lucrat 30 de ani la calea ferată, am 1.500.000. Ce faci cu 1.500.000? Duci ei de acolo, ei de acolo, gata. Lua nevastă, niște mieră, niște celopăcea. Mă uite, mă zic, stricași vreo 3-4 milioane. Acum să-și caute, să-și apantori. Duce. Să vedem câți bani mai vizi. Că după aia ce mănânci? Mănânci pâine goală. Alimentele de bază s-au scumpit în România în ultimul timp. Prețurile au explodat, iar românii sunt nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunare pe produsele de bază. Influențează scumpirile, că vedeți, pensiile sunt cum sunt, ar mai trebui crescute, salariile la fel, în raport cu scumpirea. Ori sunteți nevoiți să renunțați la anumite alimente? În unele cazuri, da. Scumpirile cu efect de domino din ultimul an de zile creează o presiune constantă și enormă pe bugetul fiecărei familii. Îngrijorările oamenilor sunt din ce în ce mai mari. Scumpirile? Exagerat de mari. Exagerat de mari, ținând cont de banii care luăm, de salarii, de pensii și așa mai departe. Plus că nu sunt locuri de muncă ca să fie bani ca să poți să cumperi. Asta e părerea mea. Vă influențează scumpirile lista de cumpărături? O, da, foarte mult. Da. Dacă n-aș fi împreună cu soțul, de unul singur foarte greu să faci față. Foarte greu. Scumpirile din ultima perioadă au fost resimțite din plin de oamenii de rând. Cei mai mulți s-au arătat afectați de scumpirea uleiului, a pâinii și a kilogramului de cartofi. Prețurile tot mai mari ale alimentelor sunt cauzate și de scumpirea gazelor și a energiei electrice.